look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10, glistening once again with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight you'll see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol at yours is the wish of Bonnie and Ben. Dolls that will talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well, the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that will sing right within your heart. A pair of hop-along boots and a pistol at you is the wish of Bonnie and Ben. Dolls that will talk and go for a walk is a hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you'll sing right within your heart, right within your heart.
Seara, dragi târgnemțeni, bună seara și bun venit! O bucurie cum doar o dată pe an o poți simți este bucuria Crăciunului și tot așa este și evenimentul pentru care ne aflăm și vă aflați astăzi aici, motiv pentru care vă mulțumim din suflet, personal simțind că este o sărbătoare a sărbătorilor ce ne adună pe toți, de la mic la mare, spre această rază de speranță, a traiului în sunul propriei familii, dar și a locului căruia îi aparține. De suntem singuri, cum poate mulți dintre noi avem sentimentul, uneori, aceste momente de iarnă în sărbătoare aduc beteala pomului în jurul gândurilor noastre. Se știe că bogăția nu aduce după sine sărbătoarea, ci smerita bogăție sufletească pune în valoare sărbătoarea. Exteriorizarea emoțională a firii noastre trebuie să fie echitabilă și solidară evenimentelor ce ne clădesc ca entități. Bucuria, prin excelență, își are locul în casă, într-o familie unită, iar în seara aceasta îndrăznesc să cred că și în acest loc. Oricât de mult ar însoți insensibilitatea un caracter, nu poate izbuti să reducă la tăcere glasul acestei sărbători și totodată bucuria de a fi împreună aici, în această seară, în care emoția pe care o resimt este cu atât mai mare, cu cât este prilejuită de dorința mea de a oferi un început nou pentru toți locuitorii orașului Târgu Neamț, prin pregătirea, prezentarea unor momente culturale de excepție, așa cum încercăm să facem și în această seară, cu ajutorul oamenilor de mare valoare, veniți a susține acest eveniment tocmai de la Cluj, de la București, de la Brașov, de la Iași. Fără nici
o amplificare a vreunui aspect aduc la cunoștință implicarea emoțională a fiecăruia dintre noi, formând o sferă a ceea ce este bun și constructiv spre manifestarea dragostei față de cei de lângă noi și în dorința de a vă oferi prilejul unei seri minunate. Estetica frumosului scoate în evidență culoarea predominantă a acestui magnific peisaj de sărbătoare albă, o culoare a speranței, a purității, reprezentând intensitatea activității spirituale, o culoare a celor ce au dezvoltat simțul armoniei, frumosului și a celor sensibili. Oricât am vorbit de frumos și am încercat să punem în valoare sensul cuvintelor, nu ne facem misiunea completă fără a cânta, căci a cânta e întregește și fără a recita. Nu ne rămâne decât să fim convinși de sinceritatea celor spuse, să îmbrățișăm Crăciunul în splendoarea lui, să fim mai curați, mai buni și, de ce nu, colindând în această seară împreună, bucurându-ne de prieteni, de oameni care au venit să vă încânte și să vă ofere prilejul unui început veșnic. O seară minunată vă dorim! Colinde, colinde, e vremea colindelor, căci gheața se întinde asemenea oglindelor și tremură brazii mișcând rămurerele, căci noaptea de azi când scânte stelele. Se bucur copiii, copiii și fetele, de dragul Mariei își piaptănă pletele, de dragul Mariei și-a Mântuitorului lucește pe ceruri o stea călătorului, o stea călătorului. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, noi sperăm ca în această seară să trăim un moment deosebit cu toții, absolut cu toții. Să uităm de cele rele, să se adune numai cele bune. Noi am încercat să realizăm un mic program pentru dumneavoastră care să vă încânte sufletele în prag de an nou, de cel care pleacă și de cel care vine. În astfel de momente trebuie să uităm, v-am spus, de cele care trebuie să uităm. Noi am început programul, ați văzut, nu am recomandat, n-am spus nimic și ați văzut acei copii deosebiți care au venit să vă încânte. Ei au venit de la Răucești, copii deosebiți care fac parte din asociația tinerilor ortodoxi români, filiala Târgu Neamț, care sunt de la Colegiul Național Ștefan cel Mare. Noi vom încerca în această seară să învingem emoțiile, pentru că dumneavoastră ne transmiteți categoric emoții, și să încercăm să fim pe placul dumneavoastră. Aveți și surprize aici, sperăm ele să se realizeze și la momentul oportun veți avea toate desfășurările așa cum trebuie. Într-adevăr, cum spunea doamna Margareta Mihăilescu, că avem invitați din țară. O să îl invit aici pe scenă pe actorul George Marici de la Iași, care ne va încânta nu numai cu textele domniei sale, dar și cu farmecul lui tineresc. Adică eu aș fi anul bătrân care plec și el cel care vine, ca să glumim așa. Și să-l invităm în scenă pe domnul Marici. Sunt bătrân, bătrâne, timpul nu ne iartă,
anii, nu știu bine când s-au adunat, mai iubind o fată, mai ratând o carte, mai pleznind din biciul râsului cifrat. Bună seara și bine v-am găsit la Târgu Neamț. E o onoare pentru noi să fim în această seară alături de domniile voastre. Se spune că nu judecați oamenii după cei cu care se adună, pentru că și Iuda avea amici ireproșabili. În această seară încercăm să fim cu toții o mare familie. Stăteam de vorbă, eu și Dumnezeu. Era spre după amiaza vieții mele, când l-am privit pe tronul lui de stele, stând cu picioarele pe un curcubeu. Și am întrebat, ia spune-mi, Doamne, drept. De fapt, Tu spui doar drept. Ce întrebare! Spune-mi, te rog, dar răul, de unde apare? Spune-mi, te rog, prea bunule înțelept. Și a râs. A râs cu râsul lui dumnezeiesc și scuturându-și barba de comete, mi-a zis cu duioșie, măi băiete, și răul e un lucru omenesc. Am să-ți explic o taină despre mine. Când l-am făcut pe om, în felul său, am pus în el o jumătate rău și altă jumătate numai bine. Cât timp trăiește omul pe pământ, le duce pe amândouă în spinare, apoi, când după legea firii moare, nimic nu ia cu dânsul în mormânt. Ce este bun se întoarce în cer la sfinte, iar răul stă prin lume mult uitat și rătăcește așa în lung și în lat, prin gânduri, lucruri, fapte și cuvinte. De aceea, dragul meu, îți spun anume să știi că răul s-a înmulțit mereu și binele răzbate tot mai greu din cerul meu curat la voi în lume. Și nu poți, Doamne, să-l stârpești, să-l tai din rădăcine ca pe buruiene. Puteam să o fac de foarte multă vreme, dar fără iad, cum poți afla ce-i rai? Următorul pe lista neagră, nu e o listă neagră, doar o foaie albă scrisă cu negru, este unul dintre membrii fondatori a Cenaclului Columna din Iași, liderul formației Syntex din Iași, ca un autor, a obținut nenumărate premii la festivaluri folk din țară și este autorul piesei Ninge pe Moldova, interpret Radu Ștefan. Bună seara, bine v-am găsit la dumneavoastră acasă. Un gând curat de la Iași. Sărbători fericite și întrebarea e, primiți colindătorii? Linu-i lin și iar-i lin, bate vântul cât-i lin, frunză verde de mălin. Linu-i lin și iar-i lin, bate vântul cât-i lin, frunză verde de mălin. Sculați gazde, nu dorniți, că nu-i vremea de dorniți. Linu-i lin, iar-i lin, bate vântul cât-i lin, frunză verde de mălin. Linu-i lin și iar-i lin, bate vântul cât-i lin, frunză verde de mălin. Noi umblăm acolindar pe la casa altuia. Linu-i lin și iar-i lin, bate vântul cât-i lin, frunză
frunză verde de mălin. Linu-i lin și iar-i lin, bate vântul cât-i lin, frunză verde de mălin. Noi la anul vom veni, numai dacă ni-ți pofti. Linu-i lin și iar-i lin, bate vântul cât-i lin, frunză verde de mălin. Linu-i lin și iar-i lin, bate vântul cât-i lin, frunză verde de mălin. Și colinda nu-i mai multă, să trăia cine-o ascultă. Linu-i lin și iar-i lin, bate vântul cât-i lin, frunză verde de mălin. Linu-i lin și iar-i lin, bate vântul cât-i lin, frunză verde de mălin. Și colinda-i atâta, cine-o cântă să trăia. Linu-i lin și iar-i lin, bate vântul cât-i lin, frunză verde de mălin. Linu-i lin și iar-i lin, bate vântul cât-i lin, frunză verde de mălin. Ce veste minunată, în Vitleie mi s-arată. Astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii. S-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii. Și bănuiesc că acest colind știe toată lumea. Vă rog să mă ajutați și dumneavoastră. Că la Vitleie Maria săvârșit într-un mic sălaș din acel oraș a născut pre-Mesia. Cum au spus prorocii.
acasă s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii. Și dacă toți ați făcut încălzirea, astăzi s-a născut Hristos, Mesia, chip luminos. Lăudați și cântați și vă bucurați, lăudați și cântați și vă bucurați. Mititel înfășețel, în scutec de bumbăcel, lăudați și cântați și vă bucurați, lăudați și cântați și vă bucurați. Naua ninge, nu-l atinge, vântul bate, nu-l răzbate, lăudați și cântați și vă bucurați, lăudați și cântați și vă bucurați. Iar acum până-n vecie, mila Domnului să fie, lăudați și cântați și vă bucurați, lăudați și cântați și vă bucurați. Astăzi s-a născut Hristos, Mesia, chip luminos, lăudați și cântați și vă bucurați, lăudați și cântați și vă bucurați, lăudați și cântați și vă bucurați, lăudați și cântați și vă bucurați. Și pentru că aceste colinde le cântam în fața casei bunicilor, fața casei părinților, a mea melodie nu este de Crăciun, dar se leagă foarte bine, se numește Casa Bătrână. Inițial am vrut să o cânt acompaniat de un negativ, dar zic că nu are rost, mai bine vine de aici, din sufletul chitării și al meu la dumneavoastră. Îmi aduc mereu aminte cu părinții mei când stau, de bunicul, de bunica, cum în brațe ne luau. Aveau mâinile muncite de la coasă, de la foc, dar spre seară, uitând de toate, se prind iar cu noi în joc. Casa bătrână de lângă fântână era un mic palat. Bunicul, bunica, tăticul, mămica, de-acolo au plecat. Astăzi stau cu mama, tata, doar bunicii au plecat. Undeva în sus, departe, undeva mai peste sat, ei ne ocrotesc de-acolo, fără coasă, fără foc. Dar spre seară, uitând de toate, se prind iar cu noi în joc. Casa bătrână de lângă fântână era palat. Bunicul, bunica, tăticul, mămica, de-acolo au plecat. Anii au trecut și iată că n-acel micuț palat, cam-ntr-o vrajă, mama, tata, în bunici s-a
s-au transformat, așteptând să-i ia în brațe, ca povestea s-o cunoască. Lor nepoții azi le cântă despre casa bătrânească. Casa bătrână de lângă fântână era un mic palat. Bunicul, bunica, tăticul, mămica, de-acolo au plecat. Casa bătrână de lângă fântână era un mic palat. Bunicul, bunica, tăticul, mămica, de-acolo au plecat. De-acolo au plecat. Vă mulțumesc și voi încerca să termin așa cum am început, cu un colind, nu neapărat de iarnă, să aduce aminte în el și de luceferi și de miei. Și vi-l dăruiesc din tot sufletul meu, dumneavoastră. Ninge pe Moldova, ninge cu luceferi și cu miei, Iașu-și trage până-n barbă lacumă din flori de tei. Ninge cald peste Bahlui și mitropolia-i albă, fetele poartă la gât versuri de iubire salbă. Ninge dezmațat și tandru pe aleea cu casta, și din soarea-i o colindă sănătate la mulți ani. Ninge dezmățat și tandru pe aleea cu castani, și din soarea-i o colindă sănătate la mulți ani. Ninge peste cetățuia, pe Galata, pe Copo, și din soarea din coboară, peste al pașilor eco. Ninge peste sărărie, cu amintiri și nostalgii, ninge parcă Eminescu ne șoptește poezii. Ninge dezmățat și tandru pe aleea cu castani, și din soarea-i o colindă sănătate la mulți ani. Ninge dezmățat și tandru pe aleea cu castani, și din soarea-i o colindă sănătate la mulți ani. Sănătate la mulți ani. Sănătate anului nou și la anul cu sănătate. Mulțumim foarte, foarte mult.
Dragi spectatori și telespectatori, pentru că suntem în această seară împreună, întâlnirea noastră nu ar fi putut fi posibilă fără următorii organizatori: Televiziunea Neamț, Casa de Cultură Ion Creangă, parteneri Primăria Târgu Neamț și Galeriile Anticariat Dumitru I. Grumăzescu, parteneri media Radio România Iași și Televiziunea Neamț. Era un banc, cei drept englezesc, dar era simpatic. Cum este mai corect, Schumann sau Schubert? Ambele sunt corecte, dar cel mai corect este Șostakovici. Oricum, în cele ce urmează, o să avem alături de noi un artist de numai 12 ani, premiat la concursul de pian de la București din această lună, unde a obținut premiul întâi. O să urmeze două momente muzicale, Beethoven și Schubert. Flavian Vârtea. Thank you.
Bună seara, Eminescu! Bună seara, umbră sfântă! Bună seara, domn legendă! Domn al limbii românești! Au venit colindătorii, ei te cheamă și îți cântă leruiler și bună seara! Bună seara! Bună seara! Dă-ne vești! Ne-e dor de tine veșnic, lasă-te și tu cu seara, o Moldovă te așteaptă și mai sus de toate un neam. S-a îmbrăcat în haine albe și te așteaptă toată țara. Cerne-ți ochii spre prezentul, înflorind pe-al vremii ram. Bună seara, Eminescu! Bună seara, astru rece! Bună seara, zbor albastru! Bună seara în care vii alungând apoi a timpul în nefire să se nece peste moarte, peste ziduri, neputință și stihii. Nemiroasea înapoiere, abis, eternitate. Bună seara în mii de ceruri către care ne suim. Bună seara spre iubire, spre speranță, spre un poate, spre un totuși. Bună seara, bună seara, te iubim. Dintre sute de catarge care lasă malurile, câte oare, câte le vor sparge? Vânturile, valurile. Dintre pasări călătoare, ce străbat pământurile, câte o să le nece oare? Câte valurile, vânturile, de-i goni fie norocul, fie idealurile, te urmează în tot locul, în tot loc. Vânturile, valurile. Neînțeles rămâne gândul ce-ți străbate cânturile, zboară veșnic, oh, veșnic, îngânându-l. Valurile, vânturile, vânturile. Stimați prieteni, categorică nu se poate o astfel de manifestare fără sponsori, fără susținători și avem datoria, știți, ați văzut și la televizor, de reclamă. Nu, nu reclamăm pe nimeni, ci încercăm să mulțumim celor care sunt lângă noi la astfel de momente. CityNet, ESA, Asirom și Casa Scutaru, fără a uita și a repeta și a ne gândi la Casa Arcașului, pentru că așa se cere. Pentru că tot vorbim de societăți și diferite instituții prestigioase, dați-mi voie ca în această seară, venit de la Iași, un actor care aproape că nu mai trebuie să îl prezint sau să spun eu mare lucru despre el, pentru că în momentul când va păși pe această scenă, dumneavoastră o să-l recunoașteți atât din Chirița, de la Miluță Gheorghiu, domnia sa pe scena Iașului, a întruchipat acest personaj extraordinar, până la Ștefan cel Mare, care pentru noi, mai cu seamă, nemțenii, este foarte legat și da. Domnia sa este societar de onoare a Teatrului Național Vasile Alexandrii din Iași. Nu poate fi altul decât Petrică Ciubotaru. Maestre,
încet. Așa. Credem că o să folosiți... mai bine, aveți mobilitatea aceasta. Da. Am sincer să nu calc pe... Ba nu. Aceste... Nu se pot calca ele în picioare, sunt petale din florile... Da, dați gândul, de astă vară, da. Se poate calca. Bună seara! Mă simt împrățit cu dumneavoastră dintr-un motiv temeinic și foarte sensibil și apropiat mie. Da. Acum 50 de ani, subsemnatul era actor al Teatrului Tineretului din Piatra Neamț. Puteți aplauda dacă vreți. Iar distanța aceasta de la Piatra la Târgu Neamț o parcurgeam des, cu plăcere, cu pioșenie, cu sfințenie, pentru că orice spectacol care jucam pe sala, pe scena teatrului acolo, următorul popas era aici la Târgu Neamț. Nu era atunci Casa de Cultură asta nouă, Creangă, era o Casă de Cultură pe undeva pe lângă piață, dar veneam cu aceeași emoție pentru că urbea aceasta a constituit întotdeauna o piatră de încercare pentru toți cei care au slujit teatru, datorită bunului gust, a bunei cuvințe, a modului în care percepeau teatru și acest lucru nou actorilor și celor care veneau și din alte teatre constituia o emoție în plus. Al doilea motiv pentru care mă simt înfrățit cu dumneavoastră este faptul că eu la admitere la Institutul de Teatru la București în 1959 m-am prezentat cu un fragment din Creangă și aș dori, deși unora poate li se pare o cărare bătută, să ne reamintim cu toții câteva gânduri ale lui Bădia Ion Creangă, pentru că ele rămân nemuritoare, pentru că niciodată poate nu vor mai fi scrise altele așa de minunate, așa de frumoase și faptul numai că Eminescu le-a prețuit cu deosebire să ne facă, să ne îndrituiască și pe noi gândul de a-l prețui în aceeași măsură pe genialul Creangă. Stau câteodată și mi-aduc aminte și vrem și oameni mai erau și prin părțile noastre când începusem și eu, drăguliță, Doamne, am ridicat băiețași la casa părinților mei din Humulești, din Târg, de pe Steaua Neamțului. Că și eu sunt om din doi oameni. Un goț cu ochi, o bucată de fumă însuflețită din Humulești. Nici frumos până la 20 de ani, nici cu minte până la 30 și nici bogat până la 40 de ani nu m-am făcut, dar nici așa sărac ca anul ăsta, ca anul trecut și ca de când sunt, niciodată n-am fost. Dar vremea trecea cu amăgele și eu creștem bine simțite și tot alte gânduri îmi zburau prin cap și alte plăceri mi se deșteptau în suflet și rog de înțelept mă făceam tot mai neasămpărat. Căci prin țar și înșelător este gândul omului pe ale cărui aripi te poartă dorul nicondienii și nu te lasă până ce nu intri în mărmânt. Însă uite cum te trage pe furiș apa la adânc și din veselia și ei mai mari cazi deodată în urișoasă întristare. Hai mai bine despre copilărie să povestim. Căci ea singură este veselă și nevinovată. Și drept vorbind, acesta-i adevărul.
Mulțumesc.